Salut! La București e ora 9 și 2 minute, luni seara, la jumătate de an de când s-au atestat primele persoane infectate cu COVID în stânga Prutului, la jumătate de an și o săptămână de când s-au depistat primele persoane infectate cu COVID dincoace de Prut. Eu sunt în drumul taberei București. Am stat în casa asta, în izolare la domiciliu, toată perioada aceea de carantină de 2 luni și s-ar putea să mai stau când mă întorc din Moldova tot aici, pentru că așa ne-a fost dat în anul 2020 să trăim o perioadă greu de uitat, pentru unii greu de înțeles și de acceptat. O perioadă care se întâmplă odată în 100 de ani, pandemie, adică o epidemie globală pe toată planeta. Și că acum 100 de ani, când a fost gripa aceea numită spaniolă, dar care de fapt venea din America și a fost doar făcută publică, popularizată de mass media liberă spaniolă, Spania, că era țară neutră, neimplicată în primul război mondial și de asta nu avea presa subordonată intereselor de război, ci că acea gripă, acea pandemie de acum 100 de ani ar fi luat 50 de milioane de vieți, mai multe decât morții din război, primul război mondial. Iată, în jumătate de an, sau poate na, mai multe luni, pentru că aici, în spațiul românesc, abia s-au atestat primii bolnavi de SARS-CoV-2 acum jumătate de an, dar boala are numele COVID-19, da? Deci, în anul 2019 a fost depistat prima dată în China. Oricum, în aceste câteva luni, mai puțin de un an, au murit mai puțin de 1 milion, ceea ce înseamnă, nu-i așa, cu toată globalizarea, cu toată explozia de populație cât avem noi în lume, acum de vreo 2-3 ori mai multe decât atunci, mai mulți oameni decât atunci, în timpul primului război mondial, totuși am știut să ne păzim. Am văzut ultimele falsuri difuzate de covidioți sau de laboratoarele isterizante ale scepticilor. Spun că atunci, la pandemie aceea, cei mai mulți au murit vaccinați. Și oamenii de știință spun, n-are cum, pentru că acum 100 de ani nu existau vaccine. Abia la sfârșitul anilor 30 au început să se elaboreze vaccine și abia în anul 1940 s-a folosit prima dată un vaccin. Deci, iată de ce au murit atâția oameni de gripa numită spaniolă acum 100 de ani, pentru că nu exista progres științific, mai ales medicinal, și oamenii nu știau să se protejeze. Au purtat o lună, două mască și după aceea s-au relaxat, au crezut că a scăzut și au înțeles că mai mulți au murit în valul 2 decât în primul val. Cei care au înțeles că e necesar spălatul pe mâini și purtatul măștii. Dar iată că cu toate pagubele astea, cu tot aproape milionul de oameni morți la scară globală și cât, vreo 27 de milioane de infectați, confirmați numai. Deci, oameni cărora li s-au făcut test și a ieșit pozitiv, dar vă dați seama câți umblă prin lume, mai ales prin țări sărace sau chiar și prin țări bogate, dar oameni săraci care nu își permit o poliță medicală și un test medical care e destul de scump. Vă dați seama câte, probabil mai mult de 50 de milioane de infectați sunt deja în toată lumea. Vestea bună e că cei mai mulți, majoritatea dintre ele, acele persoane se vindecă, pentru că mortalitatea nu e foarte mare, 2, 3, 4%. Problema e mai ales în țările sărace, cum iată e Brazilia sau ultima vreme India, care e deja pe locul 2 înaintea Braziliei, dar după Statele Unite. În țările sărace e problema că nu ajung paturi de spital, că oamenii dau busna prea mulți odată, de asta e problematică criza asta medicală și acest virus, pentru că infectivitatea e atât de mare,
încât oamenii poate să dea busna, buluc în spitale și să nu poată să fie tratați toți odată. Și așa medicii deja sunt obosiți să lucreze în trei schimburi, să lucreze toată ziua cu mască și cu combinezonul acela. Dar încă să mai crească nivelul la noi, în România sau Republica Moldova, așa cum e în India, Brazilia, sau cum e încă în Statele Unite, în unele regiuni, vă dați seama că sistemul medical ar fi depășit. Și așa, de câtva timp deja se spune că la terapie intensivă, ATI, sau cum se zice dincolo de Prut, la reanimare, în București deja de mult nu prea mai sunt locuri și se trimit prin suburbii, prin provincie. Azi la știri am văzut că și la Chișinău, dincolo de Prut, deja nu mai sunt locuri la reanimare și probabil vor trebui să cheme elicoptere smurt ca să mute grav bolnavii în alte localități, eventual dacă nu sunt deplasabili cu ambulanța, și știm că drumurile din Moldova sunt îngrozitoare și nu prea sunt alte spitale bine dotate, bine că au dotat toate spitalele câte o bisericuță, două cel puțin. Unele chiar din bani publici, de exemplu la Spitalul 2 din Chișinău, municipal, din centru istoric, se face o mega catedrală în curtea spitalului. Și ce să vezi, pe panou informativ, care e obligator pe orice șantier, unde ar trebui să scrie cine, ce construiește în baza cărei autorizații, pe acel panou nu scrie această informație obligatorie prin lege, în schimb scrie: oameni buni, vă rugăm să ajutați construirea bisericii în curtea spitalului, și e dat contul bancar al spitalului, ca să vă dați seama cât de iresponsabil e acel director de spital care a pus la dispoziție contul bancar al unei instituții de stat municipale din Chișinău pentru activitatea unei biserici, una din 45-48 de culte religioase. Deci biserică subordonată unei dintre mitropoliile cele 45-46 înregistrate oficial la Ministerul Justiției. Vă dați seama câte ilegalități într-un singur fapt. Fapt pe care îl semnalez de vreo 10 ani și nicio reacție. Chiar dacă s-au perindat la guvernare acolo la Chișinău și la nivel local și la nivel național, partide de tot felul, și liberale, și socialiste, și democrate mai de centru, toate sunt populiste și toate tolerează acest mariaj periculos al oamenilor de stat, laici, oameni de știință, nu-i așa, medici ar trebui să fie oameni de știință, cu cultere religioase care au alt interes decât însănătoșirea oamenilor. Ei au interes să le vină banul și să țină oamenii speriați, îndoctrinați, fideli poveștilor lor. Și acum, iată, s-a constatat inutilitatea acelor povești ale lor, pentru că se îmbolnăvesc și mitropoliți, și episcopi, și preoți. Mor, chiar au murit în Republica mulți preoți. Cel mai mult îmi pare rău de medici. Poate că unii dintre ei sunt complici și iată ca directorul cel al Spitalului 2 a făcut astfel de tâmpenii, dar alții n-au nicio vină că săracii la serviciu se îmbolnăvesc și mor. Se pare că în Republica Moldova au murit mai mulți medici de COVID decât dincoace de Prut. Deci iată o statistică în care al doilea stat românesc îl întrece pe primul, pe când la numărul de morți în Republica Moldova au murit abia 1000 și ceva, dincoace în România sunt vreo 3000, aproape 4000 de morți, și la nivelul de îmbolnăviri procentul e cam același, o treime sau un sfert pentru relația Republica Moldova cu România. Cum vă explicați că sunt încă în această situație, când deja fiecare are câte o rudă, câte un cunoscut, câte un vecin care a zecut de această maladie, în condițiile în care statul totuși a băgat atâtea eforturi ca să ne informeze, poartă masca ca să-i ajuți pe medici, poartă masca ca să-i ajuți pe ceilalți, poartă masca ca să te protejezi, spălați-vă pe mâini, deja se fac glume că o să trebuiască la toamnă sau la iarnă să ne spălăm și pe picioare dacă virusul suferă mutații. Și în condițiile astea, totuși, atâția oameni sunt nu doar neîncrezători, sceptici, dar foarte convinși că virusul ăsta e o invenție, că pandemia nu e adevărată și că industria farmaceutică are interes
să-și vândă vaccinurile și mai ales isteria asta antivaccinuri e amestecată cu isteria anti-5G și anti-chipuri, da? Cum vă explicați? Că e nivel de cultură prost, foarte jos. Că e nivel de dezinformare și lipsă de control pe internet. Că e irresponsabilitate în mass media, pentru că văd astfel de isterii chiar și la unele televiziuni. Cel puțin aici la București, că dincolo de Prut nu le urmăresc pe foarte multe. Și sunt și acolo o grămadă de televiziuni, cele mai multe subordonate intereselor politice și mai ales intereselor Moscovei. Foarte multe dintre ele vorbesc rusește, fie că s-a Lușor, fie că s-a ale lui Dodon. Și iată că de la Moscova ne vine un astfel de iz de propagandă. Deci s-ar putea să fie și ăsta unul dintre factorii importanți. Propaganda creată, stârnită de trolii kremlinezi sau de agenții mișcărilor conservatoare sceptice din vest, mai ales de pe la protestanții americani. Cum vă explicați? Care e cauza acestei situații triste, revoltătoare? Republica Moldova e la coada Europei și la nivel de trai și invers, e fruntea Europei la nivel de infectare. România, aceeași situație, doar că la scară a Uniunii Europene, nu pe întreg continentul european, ci în Uniunea Europeană, România e din nou campioană la îmbolnăviri și decese de COVID și e tot dintre cele mai sărace, prost guvernate, tolerante la corupție state. Credeți că sunt legate între ele lucrurile? Oare ce ni se va întâmpla după alegeri? Aici, în România, avem peste 2 săptămâni, 3 săptămâni, aproape 3 săptămâni, avem alegeri locale și va trebui să alegem în sfârșit, pentru că le-a expirat de mult, încă din aprilie, din mai, le-a expirat mandatele primarii, primărițele, consilierii locali și județeni și municipali și de sectoare, aici în București, cât timp mai există sectoarele. Dincolo de Prut, pe 1 noiembrie avem alegeri prezidențiale și asta va însemna că o grămadă de lume va trebui să iasă din casă și să meargă la secție de vot la 27 septembrie și pe 1 noiembrie, dar până atunci politicienii trebuie să facă dovada susținerii populare ca să poată fi înscriși în cursă și iată, în România s-a încheiat mai de mult procedura asta, dar iată, se anunță alegeri parlamentare pe 6 decembrie, deci se redeschide de nou procedura de colectat semnături din casă în casă, de la om la om. Încă aici, în România, s-a permis cumva cu jumătate de gură și e deja posibilă semnătura online, chiar dacă îți ceri copia buletinului de identitate, o grămadă de date, inclusiv necesitatea semnării cu mouse-ul pe ecran sau cu degetul pe telefonul mobil, totuși e posibilă până la urmă semnătura online, ba mai mult, au redus în jumătate numărul de semnături, deci a făcut niște pași cumva raționali ca să reducă pericolul de îmbolnăvire. Pe când în Republica Moldova, mai rău de atât, spre deosebire de regulile românești, acolo fiecare trebuie să semneze cu mâna lui, nu doar să semneze, dar și să completeze, să introducă toate datele. Și aici e mare riscul că oamenii vor face greșeli și pentru greșeli ați văzut anul trecut în toamnă, eu am fost scos din cursă pentru că unele semnături nu erau scrise corect sau complet și oamenii au tendința să scrie ilizibil sau să mai trișeze. Și nu poate aduna semnături decât omul care i-a acreditat de Comisia Electorală Centrală și pe liste care au număr de înregistrare, deci cu o evidență foarte strictă a celor liste. Condițiile sunt draconice și numărul de semnături este enorm. Până acum am înțeles că 2 candidați, deja Andrei Năstase și cu Renato Usatăi, au primit număr de ordine în buletinul de vot, dacă le vor fi acceptate semnăturile și deci e clar că ei au prezentat cel puțin 15.000 de semnături fiecare pentru fiecare dintre acești 2 candidați, deci pentru 30.000, să zicem 32-35.000 de semnături câte au adunat și au prezentat ei până acum, probabil a trebuit să intre în case, într-un număr dublu de case,
dacă s-a colectat cinstit aceste semnături și n-au fost desenate subte din deget cumva într-un birou de partid. Și mai sunt încă alți 6 candidați care și-au anunțat intenția de a candida și care strâng acum semnături. Am văzut-o pe Maia Sandu, care deja oameni în teritoriu cu geci galbene merg din casă în casă sau au corturi în centre raionale și oamenii vin să semneze acolo. Și încă nu și-a anunțat candidatura Igor Dodon, care e președintele în exercițiu și care, la fel, până acum, alte deți se grăbea să anunțe imediat candidatura și să strângă semnături într-o zi, într-o noapte, și el și candidatul democrat, și veneau peste noapte cu semnături. Acum nu face chestia asta, ne ține în suspans. Lumea suspectează că s-ar putea să vrea să amâne alegerile pentru la iarnă sau la primăvară, pe motiv de COVID. Alții au alte suspiciuni în legătură cu el, dar orice suspiciune despre Igor Dodon e foarte posibil să aibă fundament factologic, pentru că e atât de irresponsabil și atât de irațional Igor Dodon, încât a fost de nenumărate ori în Rusia, unde se știe că e focar de COVID și e situația epidemiologică complicată, și niciodată n-a stat în carantină, decât odată la Holerkan vreo 2 zile, pe malul Nistrului, după care a fost în Grecia pe muntele Athos, după care a revenit iarăși recent de la Moscova și nu stă nicio zi în carantină, chiar dacă legea îl obligă. Ba mai rău, n-a purtat de la începutul pandemiei, deci de jumătate de an, n-a purtat decât foarte rar, în mod excepțional, câteodată mască, mai ales când intra în spital, probabil se temea să se infecteze. Dar mergea pe la pensionari, mergea pe la copii, pe la orfelinate, peste tot, se afișa cu o grămadă de oameni în preajma lui și, avându-se în vedere că e posibil să fii infectat fără simptome și să continui să transmiți virusul, iată că Igor Dodon poate fi unul dintre sursele principale de infecție de COVID în Republica Moldova. Intervine unul, Marius Mioc, care mă obosește cu isteria lui anti-covid sceptică și cu etichetările lui în posteri de pe Facebook. O să ignor ce îmi spune el aici și eu sunt convins că oamenii ăștia fie iraționali, irresponsabili, lipsiți de discernământ sau sunt motivați cumva prin șantaj sau cu bani să facă astfel de diversiuni, cum e Iurie Roșca, de exemplu. Pe voi vă propun să comentați situația. De ce România, Republica Moldova e în situație atât de nasoală, dacă la început situația era diferită? Dincolo, în Republica Moldova au scos blindatele pe străzi, armata cu arme, ca să oblige lumea să stea în casă, și s-a anunțat stare de urgență 2 luni dintr-o dată în Republica Moldova, pe când în România s-a făcut întâi o lună și după aia încă o lună. Dar în Republica Moldova de imediat s-a anunțat stare de urgență pe 2 luni. Cum vă explicați că lucrurile au degradat acolo cam de la bun început, pe când aici în România la început a fost bine, cu multe excese polițienești, dar după aceea a fost vidul cel legislativ, nu se știa cum să trateze chestia asta. PSD vroia una, PNL dorea alta și lucrurile au ajuns într-o situație urâtă și aici. Ai ajuns la tema COVID, Mihaela Marin îmi reproșează. Dacă sunteți obosiți, plictisiți de chestia asta, puteți să scoateți masca, puteți să refuzați să purtați centura în mașină, că în avion nu o să vă lase însoțitorii de bord și s-ar putea scoboare avionul și să vă dea pe mâna poliției, dar în mașină puteți să nu purtați centură. Dar situația e la fel. Și nu vă spălați pe dinți, pentru că am auzit că pasta de dinți e invenție masonică și de la ea să ia carie și s-ar putea în pasta de dinți să fie chipuri 5G și să vă crească coarne. Da? Deci dacă vorbim în felul ăsta, sictir. Am obosit să port mască, dar trebuie. Popescu Alex. Foarte bun comentariu. Da, e neplăcut, e obositor, e costisitor și îmi pare rău de oamenii care nu își permit mască. Eu am
un teanc de măști mi-au dus frații mei care sunt mai prosperi și o duc mai bine ca mine și m-au dotat. Dar mi-imaginez săracii oameni care nu-și permit și când vedeam în stradă, strângeam semnături aici la București și vedeam oameni cu masca năclăită de muci, de salivă, de transpirație, probabil o poartă de o lună, îmi dau seama ce sursă de infecție, de alte infecții, nu neapărat de COVID, e săraca masca aceea. Dar înțeleg că săracul om nu, probabil nu-și permite. Și statele românești, ambele și de aici, de la București și cel de la Chișinău, n-a făcut mare lucru să-i ajute, mai ales pe cei care nu au, care nu-și permit. Nicolae Arpentin, îmi pare rău să citesc comentariul ăsta al lui, el credea mai inteligent, zice că COVID e minciuna secolului și eu sunt dezamăgit, îl credeam mai rațional și mai responsabil. E foarte posibil că omul, ca așa comunicam și cu internauți din Rusia, oamenii n-aveau încredere în guvernul lor și în mass media lor kremlineză, care toată e mincinoasă. Și acum se spune propagandistic despre, cum îl cheamă, Alexei Navalny, că ar fi fost otrăvit acolo în Germania, că de fapt el a fost trimis fără o travă, dar acum ăștia probabil l-au otrăvit special ca să bage umbra asupra lui Putin. Ați auzit că azi Navalny a ieșit, a fost scos intenționat din coma medicamentoasă, știți că el a stat în comă 2 săptămâni ca să nu ardă, să nu simtă efectele otrăvicele. Câte au mai ventilat plămânii sângele și ce au mai făcut cu el, a stat în comă ca să nu aibă șoc prea mare sistemul lui nervos și imunitar. Acum să vedem, am înțeles că reacționează la semnele medicilor și ale celor din jur. Să sperăm că își revine cu bine și se va investiga această otrăvire a lui. Din cauza măștilor vor muri mai mult, zice Radu Robu. Din cauza lipsei măștilor sau din cauza purtării irresponsabile a măștilor? Pentru că mi se pare că purtatul măștii pe barbă sau pe coci după ce ai pus pe gură sau cum spuneam despre oamenii cei cu măștile, cu muște deja groase pe ele, pot fi o sursă de infecție. Masca se poartă 4 ore maximum și se poartă cu grijă, se scoate doar de elasticul acela, se poartă pe nas și pe gură, nu se poartă sub nas, cum i-am văzut pe unii, chiar pe la niște magazine, vânzători irresponsabili care le poartă sub nas, sau cum am văzut unii polițiști că le poartă pe barbă sau le poartă aici în buzunar și tot așa. Deci, din cauza măștilor vor muri mai mulți pentru că le poartă greșit, pentru că le poartă prea mult, pentru că le apucă cu mâna și în felul ăsta transmit, da? Pe barbă, pe aici, pe sub mască, se lipesc probabil virusachii când ai vorbit cu cineva infectat, da? După aceea tu ai coborât masca pe barbă și de pe barbă s-au lipit pe, în interiorul măștii. Când ai ridicat-o odată că a venit poliție sau a intrat în magazin, ai dus-o în fața nasului și deja e sub mască. O inhalezi și te-ai infectat. Degeaba ai purtat de ochii lumii masca pentru că n-ai purtat-o bine. Vladislav Apostol mă întreabă dacă voi candida. Eu deja candidez aici în România, candidez la Consiliul Municipal din partea Partidului Verde din București și s-ar putea să candidez și la alegerile parlamentare din România care se anunță, ziceam, pentru 6 decembrie. Nu sunt sigur dacă de aici, din partea bucureștilor sau din partea diasporei, probabil voi fi acceptat candidat al diasporei și atunci voi veni în Republica Moldova să fac campanie, să colectez și după aceea să colectez semnături și după aceea să fac campanie. Chiar dacă risc să stau 2 săptămâni acolo în izolare, când trec prutul și după aceea când revin în România să mai stau 2 săptămâni aici în izolare pentru că-i slut la prut pe timp de pandemie. La alegerile prezidențiale nu candidez și am spus deja de multe ori, sper că s-a aflat, o susțin pe Maia Sandu. La școală au zis că 3 măști pe zi trebuie să aibă copilul. Eu am 3 copii în școală. Facem cont câți bani am nevoie eu pe lună doar să achit măștile. Da, iată, Alina Cojucari semnalează o problemă mai gravă decât a unui om singur ca mine care iese o dată în săptămână din casă, se duce la magazin sau undeva. Iată, mâine mă duc la poliția locală să mă lămuresc cu un incident recent. Am scris o plângere disciplinară și mâine voi fi audiat. Deci eu cheltui
două, trei măști pe săptămână, ca să zic așa. Pe când femeia asta trebuie să cheltuie trei măști pe fiecare copil în fiecare zi, deci 10 măști pe zi, să zicem că și ea poartă o mască când îi duce la grădiniță și eventual când se duce până la magazin. 10 măști pe zi. Vă dați seama câte cheltuieli are persoana asta și statul n-a făcut nimic să-i ajute să compenseze suferința asta și să-i încurajeze pe oameni să se protejeze. Și iată, avem statisticile pe care le avem în Republica Moldova și dincoace de Prut, din cauza iresponsabilității, mai degrabă a autorităților și după aceea în consecință și a cetățenilor care n-au încredere în autorități și în presă. Dacă vrea cineva să participe cu mine în dialog, în polemică, în direct, cu cameră sau măcar cu sunet, puteți să-mi scrieți un mesaj privat pe Facebook, Viber, WhatsApp sau Skype și eu o să vă dau un link de acces în aplicația asta în care, pe platforma asta unde fac transmisiunea live pe YouTube și pe Facebook. Sau scrieți, iată, comentarii, acum le citesc pe cele de pe Facebook, după care voi trece și pe YouTube. Cristian Marin de la Ploiești zice: eu cred că suspiciunile oamenilor despre existența sau gradul de pericol al acestui virus este și din cauza că doctorii ascund prin omisiune unele evenimente legate de acest virus, fie de frică să nu-și piardă serviciul, fie ca să nu creeze panică adevărată în societate, pentru că o societate panicată este foarte greu, dacă nu imposibil, de a mai fi stăpânită. Da, dar nu e cel mai grav, cel mai important aspect, Cristian. Mi-amintesc că chiar unii dintre capii sistemului medical din România sau din lume spunea că masca nu e necesară decât omului bolnav, nu vă grăbiți să cumpărați măști pentru că erau isterii sau îmbulzit toți la farmacii să cumpere măști și au creat o criză de măști, inclusiv hârtie igienică și dezinfectanți, pentru sistemul medical, unde era maxim necesar. Oamenii stăteau în casă și se aprovizionau cu măști. Și atunci a fost necesar un fel de, nu știu, păcăleală din asta, ca să oprească isteria. Că, într-adevăr, nu e necesară isteria și au un pic de dreptate și cei care zic că isteria COVID. Trebuie să reacționăm rațional, calm, inteligent și în concordanță cu ce știe știința. Ce știa știința cu jumătate de an în urmă despre COVID e una și acum știe mult mai multe. Iată, deja sunt elaborate vaccinuri, deja se testează pe oameni. E foarte posibil că până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor să avem deja vaccinuri, cel puțin statele mai bogate. Rusia se laudă că are deja vaccin. Igor Dodon s-a oferit să-l testeze el primul. Foarte bine, bravo, bine că are curaj, dar are curaj numai pentru ca să intre în grațiile sub pielea lui Putin. Cum argumentați? Bielorusia, care nu a închis granița, trăiesc ca și mai înainte, fără măști. Fabricile, uzinele nu le-au oprit deloc, întreabă Dmitri Capreș. Dumitrule, nici Rusia n-a făcut mare zarvă, pentru că lor prea puțin le pasă de oamenii care mor. Vezi cum se comportă miliția în Belarus cu oamenii care ies la proteste pașnice. Oameni în civil cu măști pe față, cu bâte, cu veste antiglonț, bat, omoară, împușcă, arestează, violează, distrug. Și nimeni nu răspunde pentru asta. Pentru că și Belarus și Federația Rusă sunt state nedemocratice, dictaturi, state autoritare și nu prea credem datelor oficiale, statisticilor oficiale, nici ale instituțiilor lor medicale, nici a instituțiilor politice de stat. Vezi ce spun în Rusia, de exemplu, despre otrăvirea lui Alexei Navalny. Medicii lor spuneau că nu avea nicio otravă în sânge. Și ei sunt gata să prezinte probe biologice. Da, am văzut ce au făcut ei la Olimpiadă cu probele biologice. Le dădeau sportivilor să facă schimb de urină, da? Ca să facă teste anti, cum se numea, doping, ca să le iasă testele bine. De ce nu se fac autopsii? O altă întrebare. În mod sigur, este și o componentă de business. Cristian Marin, cum nu se fac autopsii?
dacă omul a murit de simptome clare de COVID, ce să-i mai facă autopsie? Ca să-și mai pună și medicul cel la viața în pericol? Dar nu, cred că nu se fac necropsii dacă omul a murit de ceva neclar. Niciun deces, dacă a avut loc, eu știu, în stradă sau la spital, nu se lasă fără necropsie, fără autopsie. Cristian precizează, repet, nu neg virusul, el există, dar asta se poate specula financiar de băieții deștepți. Da, se speculează, sigur că da, s-a făcut speculă și cu măști, și cu dezinfectanți, și cu tot ce vrei. Ați auzit de niște șmecheri care au făcut dezinfectanți, alcool cu alcool metilic. Și alți deștepți de pe lângă Iași, din nu știu ce sat Habotnic, s-au apucat să bea alcoolul acela colorat albastru. Dar au dat totul popii, vreo 10 oameni. Pentru că ăștia n-aveau voie să folosească alcool metilic, ăia n-aveau de ce să-l bea dacă erau oameni deștepți. Deci iată s-a întâlnit prostul cu tâmpitul în țara asta pe Mal de Prut. Și nu numai pe Mal de Prut, ați văzut câte milioane mor, se infectează și vor muri în Statele Unite, da? Aproape 200 de mii au murit deja în Statele Unite. Câte sute de mii mor în Brazilia sau, iată, în India. Statul nimic nu face să le fie rușine. Alina Cojocari, da, dacă ne referim acolo la măști, la ajutorarea celor săraci, totuși, credeți-mă, dacă statul n-ar fi făcut nimic, de mult am fi avut statisticile ca acum 100 de ani cu gripa spaniolă. Am fi numărat morții nu cu 889.000, cum arată acum CNN sau cine ne uităm pe site-ul cel la Worldometer și arată câți oameni au murit până acum. Am fi avut milioane de mult. Ar fi decimată deja populația planetei dacă n-ar fi făcut statele chiar nimic. Dar pe unele locuri cu excese, pe alte locuri cu măsuri duble, că unora li se impune și altora li se permite, dar statele au făcut mare lucru, că au oprit circulația la granițe, că ne-au băgat în carantină pentru o lună, două, că ne limitează, iată, accesul în discoteci, în restaurante și tot așa, nu? Că se interzic meetingurile, concerte electorale și tot așa. Vă dați seama câtă lume s-ar îmbolnăvi de chestia asta. Chiar focul haric le-au interzis să meargă din casă în casă sau împărtășania sau să intre în biserică foarte mulți. Dacă nu erau limitele astea, credeți-mă, am fi avut cifre mult mai grave. Statul poate să facă mult mai mult, asta e drept. Un stat bogat poate să facă mult mai mult. Și își permite, de exemplu, Olanda, Suedia, își permite să le dea voie oamenilor pe stradă să meargă fără măști, pentru că are sistem medical bun și îi poate salva cam pe toți. Pe când la noi ați auzit 50 de medici au murit dincolo de Prut, 30 de medici au murit dincoace de Prut, din lipsă de dotare. Pentru că v-am zis că se bagă bani nu în spital, în dotarea spitalelor, ci în construirea unei biserici alături. Pentru că biserica le aduce lor voturi, politicienilor. Dacă o să iasă iar Dodon, președinte, o să mă enervez rău și nu o să mai vreau să aud de Republica Moldova. Alex Popescu, depinde și de tine. Mai ai timp să te înregistrezi ca alegător? Se pare că încă 2 săptămâni poți să te înregistrezi ca alegător dacă ești peste hotare. Dacă ești în Republica Moldova, poți să te implici să susții unul dintre candidații opoziției, mai ales în turul 2, sperăm că va exista turul 2. Și haideți să aducem un alt președinte, eu prefer pe Maia Sandu. Munteanu Andrei zice, sigur e un fals, toți care au murit de alte boli, însă le-au scris COVID-19. Dacă chiar și există, nu e mai periculos decât o simplă răceală. Pe cel cu imunitate n-are cum să-l doboare la sigur. Munteanule, înseamnă că nu urmărești știrile. În fiecare zi moare câte cineva foarte tânăr, fără boli, unii chiar sportivi, cu imunitatea țais. Da? Deci îl doboară la sigur și gripa și COVID-ul. Problema nu e morbiditatea, mortalitatea la SARS-CoV-2, ci răspândirea foarte rapidă. E foarte lipicios, se bagă peste tot. Asta e problema, că o să explodeze numărul de bolnavi. Nu că o să moară mulți dintre ei. Că nu mor, cum zici tu, mai mulți decât la gripă. Dar dacă nu ai cum să îi îngrijești pe cei care ajung în stație cu plămânii blocați, ei sunt condamnați să moară. Da? Dacă nu mai sunt locuri la ATI, la
Iată, am auzit că în România sunt vreo 1000 de locuri la ATI și dintre ele jumătate deja sunt ocupate. Dacă s-ar dubla numărul de grav bolnavi, medicii ar trebui să zic că pare rău, așteptați afară. Dar ei afară așteaptă și se sufocă și mor. Aici îi mai bagă tub, oxigen, chestii, nu? Pe când afară e condamnat să moară. La ATI ai 50% șanse să supraviețuiești, afară mori. Asta e riscul. De ce în unele țări o grămadă de îmbolnăviri și foarte puțini morți, în alte țări sunt puțini îmbolnăviri, dar foarte mulți morți? Pentru că sistemul medical e diferit. La unii mai dotat, la alții mai cu biserici. Vorbește, te rog, despre evenimentul 201, eventul 201 din 2019. A? Care 201 din 2019? Gabriel, nu știu despre ce vorbești. Ajută-mă, nu știu despre ce vorbești. Eu votez Maia Sandu, zice Cristian Marin, dar el nu poate să o voteze pe Maia Sandu pentru că nu are ca mine cetățenie dublă, adică și cea moldovenească. Îmi place tot mai mult pe măsură ce o urmăresc. Finuță, delicată și deșteaptă. Da. Putem să o lăudăm, putem doar să o acceptăm și să o susținem. Depinde de noi. Viitorul președinte, zice cineva, nu știu despre cine se referă, eu sper că se referă la Maia Sandu și va trebui să învățăm să-i zicem președinta Maia Sandu. Salut, Brega, eu cred că ai pierdut valorile morale. Gabriel, care valori morale? La ce te referi? La isteria asta anti-Covid? Salutare, privet, mulțumesc pentru un nou stream, sper interesant ca întotdeauna. Sergiu Țurcanu, mulțumesc, sper și eu că ți este interesant, iată că pe YouTube mă privesc mai mult decât pe Facebook. Toți avem dreptul la opinie, chiar dacă nu suntem de acord. Da, Gabi, dar să pretinzi că soarele, cum e acolo, se învârte în jurul pământului. Pentru că, iată, ne uităm la cer și pare evident că astronomii ne păcălesc că se învârte pământul în jurul soarelui. Să pretinzi una ca asta mi se pare o idioțenie. Da? Sau să zici că pasta de dinți are chipsuri, Bill Gates și 5G, asta mi se pare un simptom. Da? Deci dacă începe a vorbi de masoni și de oculta mondială, pentru mine e un diagnostic. Îmi pare rău pentru tine, va trebui să te tratezi mental. Adică va trebui să te tratezi ca pe o persoană irresponsabilă, fără discernământ. Libertate de opinie, că nu suntem în Belarusia, zice Gabriel. De acord, dar libertatea de exprimare nu este nelimitată. E un drept fundamental, e adevărat, e baza, dar nu ai dreptul, de exemplu, să calumniezi, să inciți la ură, da? Sunt câteva interdicții. Și iată răspândirea de spam, de minciuni, de falsuri, tot e interzisă de lege și chiar se pedepsește. În unele țări penal, în altele țări contravențional. Samurai Jack o să-l ignor pentru că e ăsta troll. Sergiu Țurcanu, sper că pe la începutul lui 2021 să fie gata un vaccin eficient pentru toată lumea și COVID-ul va deveni amintire. Problema e că acest COVID se schimbă atât de complex încât va trebui probabil ca și la virusul gripal să se elaboreze în continuu vaccinuri pentru că altfel tot ne va lua. Și ai auzit că și anticorpii de la cei care au fost infectați și anticorpii probabil de la vaccin nu ne vor ține decât câteva luni și deci va trebui să ne vaccinăm periodic. Oricum, rata de răspândire evident va scădea pentru că cel puțin jumătate din populație va fi vaccinată. Da? Și nu se va mai răspândi ca acum când suntem toți inocenți în fața virusului venit de la pangolin sau liliac sau scorpion. Trei mii de morți, îți dai seama, măi Oleg?
Gabriel face glume despre 3.000 de morți ca de că ar fi puțin. Depinde cu ce comparăm. 3.000 de morți din România comparat cu 1.000 de morți din Republica Moldova e puțin, pentru că în Republica Moldova avem populația Bucureștilor, de exemplu, da? Și deci acolo numărul de morți e foarte mare raportat la populație, la numărul populației. Dar și în România, raportat la Germania, de exemplu, avem o rată foarte mare. Tot păstrând proporțiile, nu? Gabi și aici în YouTube mă întreabă același lucru. Vorbește despre eventul 201 din 2019. Care e event 201? Vorbește păsărește. COVID-ul poate da complicații mortale, de exemplu, atacă plămânii și îi face varză, așa că nu-i de glumă. Am auzit mărturii din surse sigure, de la unii care abia au scăpat. Plămânii afectați 30% și am auzit că rămân sechele pe mulți ani. Adică nu te tratezi imediat sau într-o săptămână, într-o lună, două. Îți rămân ren pe plămâni mult timp și afectează și alte organe interne, nu doar plămânii. Diana Ramiz zice că ea nu merge la vot și îmi pare rău pentru ea, mai ales la alegerile locale. E mare risc pentru că nu avem turul 2 și deci învinge oricine iese primul, chiar și cu 10%, indiferent dacă participă 20 sau 30 sau 50% din electorat, acea persoană care va avea 10% din 20% de cetățeni care au participat la vot, va ajunge primar, primară. Și să nu vă mirați că va rămâne în funcție, de exemplu, Gabriela Firea aici la București. Da? Deci pișă-te pe el de vot, stai în casă, că ați mai stat în casă acum 4 ani și după aceea 4 ani v-ați plâns cât de nasol e în București, că iată nu curge apă, că e praf, că e ambrozie, că e frig la iarnă, că e ambuteiaje și poluare și tot ce vrei. Continuați să vă plângeți și nu mergeți la vot, stați în casă. Gabi, poți să intri în direct, dar trebuie să ai un nume credibil, să nu vii cu pseudonime din astea și să-mi scrii un mesaj privat pe Facebook, Viber, Skype ca să te pot identifica în caz dacă îmi faci vreo porcărie, da? Deci poți să intri în direct, ți-ar place, zici că ți-ar place să intri cu mine în direct și nu mă tem de critici, de polemici, dar vreau să fiu sigur că ești o persoană responsabilă și că îți vei asuma răspundere pentru comportamentul și pentru spusele tale, da? Bun orator, Oleg Brega transmite clar gândurile, nu se bâlbâie și nu citește de pe monitor sau foaie de hârtie. Mulțumesc, Sergiu Țurcanu, dar am exercițiu, crede-mă, mai ales din 99, când am început să lucrez la radio, tot vorbesc și vorbesc și am fost și în televiziune și acum, iată, pe internet, astfel de palavre fac de vreo 7, 8, 10 ani, cred că. 7 ani, sigur, de când mi-au închis emisiunea la televizor, am început să fac astfel de discuții online. Și exercițiul îți permite, că am spus de atâtea ori mărturiile mele, când eram adolescent, eram mutul clasei. Citeam foarte mult, priveam filme, emisiuni televizate, scriam proză fantastică, publicistică, reportaje și tot ce vrei. Fotografiam, am fost la cursuri și am învățat fotografie, dar de exprimat public nu aveam exercițiu. Întâmplător am vrut să intru la facultatea de jurnalism și n-am fost acceptat, pe bună dreptate poate. În schimb, am intrat la facultate de teatru la Chișinău, la clasa de regie, film, televiziune și am început să facem cursuri de vorbire scenică, de vorbire fluentă. M-a învățat Vera Grigoriev sau cum o mai... Vera Fusu sau cum o mai cheamă pe doamna Vera, cea care vă salută din troleibuzele din Chișinău și încă mai e cranică la radio sau a fost până mai ieri. Am făcut cursuri de vorbire scenică cu ea. După aceea am făcut facultate la București și am învățat și să vorbesc mai rapid și mai convingător. Și mai ales experiența din mass media mi-a ajutat. Și am și o experiență de viață. Acuși fac 47 de ani, deci nu sunt chiar începător.
Unde numere un milion de morți? Ivona Așivati. Pe scară planetară. Poate voi numărați numai neamurile voastre, numai satul vostru, poate vă uitați numai pe blogul, pe rețeaua voastră de TikTok sau eu știu unde vă uitați voi. Dar eu mă uit la scară planetară, eu mă cred, mă simt ca cetățean al planetei și mie îmi pasă și de laosianul, și de indoneziana, și de arabul care suferă și moare. Deci la scară planetară de grabă vor fi un milion de morți de SARS-CoV-2 sau boala se numește COVID-19. Cam înapoiați moldovenii de Republica Moldova ca mentalitate dacă au ales un președinte ca Dodon. Este reprezentantul ideal al majorității și când oare se va deștepta acest popor, câte zeci de ani mai așteptăm? Bună întrebare, Sergiu Țurcanu. Eu cred cu tărie că clasa politică e reprezentativă pentru societate și deci, dacă vrea societatea să fie guvernată de oameni mai deștepți, mai inteligenți, mai progresiști, va trebui să-și schimbe comportamentul, adică să se schimbe pe sine. Când vom avea oameni mai deștepți ca în Occident, vom avea și guvernanți mai responsabili ca în Occident. Dacă vom avea ca model Putin, va trebui să ne comportăm ca rușii sau ca belarușii, care l-au suportat pe Lukashenko 26 de ani. Sergiu, mai e mult de lucru pentru moldoveni, suntem un popor înapoiat, e de acord și Diana Aramis. Dar, precizez, oamenii de știință au declarat și eu sunt de acord cu ei, toți moldovenii sunt români, nu toți românii sunt moldoveni. De ce instituțiile statului nu fac nimic contra prețului exagerat al măștilor de protecție? Ionele, deja nu mai costă foarte mult măștile de protecție, cum costau atunci pe timp de pandemie, frate meu, Vitalia a comandat pe internet, pe OLX, nu știu cum, niște măști care costau, nu știu, câte 50 de cenți fiecare, deci jumătate de dolar sau euro fiecare mască. Și culmea e că n-au venit atunci când le-a comandat el, când era mare criză. Au venit acum, dar prețul a rămas de atunci. Îți dai seama ce șmecherie. Și iată, port măști foarte scumpe încă de atunci. Așteptăm, poate doar o dictatură luminată ca în Singapore sau Coreea de Sud i-ar putea propulsa spre o lume civilizată. Nu cred că Maia Sandu va face prea mari reforme din simplu motiv că nu are echipă. Tocmai asta mă fascinează la Maia Sandu. Nu doar că e hotărâtă și e pusă pe reforme și pe schimbare, dar are și echipă. Și are în echipă oameni tineri bine intenționați și de asta o promovez și o voi vota. Masca nu te protejează cum trebuie, a recunoscut și Bill Gates ăsta, Sergiu 87. Da, masca nu e un panaceu, masca nu te hrănește. Trebuie să te speli pe mâini și să eviți aglomerațiile și să nu te duci cu transportul public dacă nu ai strict urgentă nevoie sau mai bine umblă cu bicicleta. Deci da, masca nu te protejează 100%, categoric, nici spălatul pe mâini. Nici evitarea aglomerațiilor. Pentru că poți să te îmbolnăvești acasă, ai ieșit până la cutie poștală, ai pus mâna pe clanța de la, sau butonul de la lift și gata, ai stat închis în casă jumătate de an și tot ai luat COVID pentru că ești prost. După ce ai pus mâna pe butonul de la lift, ai băgat dești un nas sau un ochi sau un urechi. Sau ți-a venit poștașul și ți-a vorbit, tu aveai mască, dar ți-a nimerit pe ochi. Că și prin ochi se ia. Sau purtai masca sub nas și ți-a nimerit în nas. Picătura de salivă infectată. Diana Aramis, au trecut 30 de ani de democrație și Moldova e tot pe loc. Locuitorii tot nu s-au deșteptat. Oare mai are șanse acest popor? Sergiu Țurcanu, dar te rog să recunoști că în 30 de ani ne-am schimbat. Am progresat. Crede-mă, suntem altfel. Nu ne mai lăsăm păcăliți, de exemplu, de unul ca Iura Roșca. Sperăm să nu-i dăm două mandate lui Dodon cum i-am dat lui Voronin. Eu sper că ne-am schimbat în 30 de ani, am învățat câte ceva. Și
și cu masca pe față, când inspiri aerul pe care trebuie să-l dai afară, nu ți afectezi organele? Sergiu 87, sigur că da, și afectează toate organele, mai ales medicii, chirurgi sau din ATI care lucrează toată viața cu masca pe față. Sunt foarte afectați săraci și suferă. Noroc că ai venit tu și i-ai lămurit că e pericol. Ce părere au toți candidații la primărie? Ai de toți candidații la primărie București. Ilie Baghiu, am părerea că sunt foarte mulți, dar asta e democrația și eu am candidatul meu de partid, mai e și un candidat independent simpatic, deci am pe cine să votez și nu mă stresează că sunt 18 candidați la primăria București. Evident, nu o să-l votez nici pe Băsescu, nici pe Tăricianu, nici pe alți impostori și oportuniști. Cu atât mai mult nu voi vota niciodată în viață pe Gabriela Firea. O să moară încet lumea din cauza măștilor pe care le poartă pe față, pentru că aerul expirat trebuie dat afară și nu se inspire înapoi în organism, că e pură otravă. Frate Sergiu, care pură otravă? Știi câți centimetri cub de aer expiri tu și câți rămân aici între tine și mască? Tot atâția îți rămân ție în gură și în cavitatea nazală. Ce faci? De ce nu expiri totul? Și e adevărat că e necesar să expirăm din când în când tot aerul, pentru că sunt unele alveole, sunt părți adânci ale plămânilor care nu s-au ventilat de câteva zile, pentru că nu faceți sport, mai niciunul dintre voi, și aerul de anțărs de săptămâna trecută stă acolo în alveola aceea și te otrăvește. Așa că, oameni buni, mișcați-vă, faceți sport și nu vă temeți să purtați mască. Așa cum a pierdut în 2016 Maia Sandu, ăsta e Samurai Jack și am zis că nu-l citesc pentru că e troll. Mă întorc pe Facebook să mai citesc. Când am fost în Republica Moldova, n-am comentat deloc politică. Nu era frumos din partea mea să fac asta. Am vorbit numai frumos de oraș, deși vedeam multe minusuri, zice Alex Popescu. Și confirmă, iată, suspiciunea mea că e plecat din țară și de asta are așa atitudine față de Republica Moldova. Într-adevăr, când rămâi acolo, ai alt discurs. Când ieși de acolo, îți schimbi atitudinea. Cum se creadă lumea în COVID-19 când turistul nostru umblă ca un drac, când Chicu face nuntă pe timp de pandemie? Alina Cojocaru, ai dreptate, Cojocari. Principala vină o au guvernanțe și dincolo de Prut și aici. Ați văzut cum Ludovic Orban fuma și consuma alcool și nimeni nu purta mască de ziua lui de naștere în biroul lui de la guvern și alte astfel de abateri comise chiar de cei de la guvernare care trebuie să dea un exemplu bun întregii populații. Dumitru Capriș zice, cimitirul Doina este printre primele locuri pe teritoriu, de teritoriu, ca suprafață probabil. Pământ arabil, drept și încă se extinde. Ecologic nu ar fi mai bine construit un crematoriu ca în țările dezvoltate? Dimitrie, de mult, chiar odată aveam mai mulți bani, câștigasem de pe la CEDO sau aveam emisiune CEDO și aveam onorariu destul de onorabil, comparabil cu un salariu de deputat și mă gândeam să investesc într-un crematoriu uman, ca afacere. Evident, nu mi-ajungea mie banii să fac toată chestia asta, dar aș fi pus bani împreună cu alții ca să construim un crematoriu, dar iată, nu s-a încumetat nimeni. Deocamdată în România avem 3 crematorii, unul la București și 2 în Ardeal, unul la Cluj și al treilea cred că e la Arad, undeva pe lângă Timișoara. La Iași nu e niciunul, în Republica Moldova nu e niciun crematoriu uman, cel mai apropiat crematoriu de Chișinău e Hăt la Odessa. Virusul ăsta e pentru proști și planurile s-au ruinat și viața din cauza lui Dodona vostru, zice Andrei Cocieru și sper că glumește pentru că altfel nu înțeleg ideea. COVID-19 cu adevărat este periculos. Aveți grijă, oameni buni, de voi, că mai scump ca sănătatea nu-i nimic, zice Alina Cojocari. Și vestea bună e că cei sceptici sunt printre primii care se îmbolnăvesc. Vestea proastă e că unii se însănătoșesc și tot cred că a fost o farsă și
și nu se păzesc nici pe ei, nici pe alții după ce trec prin spital, decât dacă au ajuns la terapie intensivă, abia atunci încep să aibă grija altora și înțeleg cât de grav a fost. Cred că noi, ploieștenii, mai avem un inamic în afară de COVID, poluarea, zice Cristian Marin de la Ploiești. Dacă țin atât de mult să ne protejeze de COVID, interzicându-ne protestele antipoluare, atunci de ce nu ne protejează și de poluare? Just, și asta mi se pare grav, adică înțeleg să se interzică sindrofiile, eu știu, mitingurile electorale, dar să interzici chiar și un protest, un flash mob, o întrunire cu 30 de oameni care păstrează distanța între ei, au toți măști, eventual și mănuși, asta mi se pare exces și nu înțeleg de ce nu insistați să faceți un protest chiar dacă primăria nu v-a permis, pentru că cel puțin aici la București văd că poliția e înțelegătoare și tolerează. Inclusiv am fost la protest la ambasada belarusă, am făcut proteste la Ministerul Mediului, am făcut proteste la guvern. Și poliția nu intervine și nu dă amenzi ca cum dădea pe timpul lui Dragnea, nu? Pe timpul Vioricăi Dăncilă. Chiar dacă sunt aceiași jandarmi, sunt aceiași polițiști, dar cumva au primit un ordin de sus, haideți să fim îngăduitori. Oficial nu permitem proteste ca să nu încurajăm și mitinguri electorale, dar nici nu îi pedepsim pe cei care protestează, așa că sfatul meu e pentru cei de la Ploiești să insistați, să faceți, nu știu, flash mob-uri online sau chiar flash mob-uri acolo în fața, nu știu, ce ați zis voi că aveți acolo, Lukoil de la Ploiești sau autoritățile, inspecție, garda de mediu sau cine acolo. Faceți un flash mob, filmați-l și plecați, n-așteptați să vină poliția. Un protest de 3 minute, da? Până îl filmezi și îl transmiți live. Nu-i niciun virus, zice Andrei Cocieru. Ba, Andrei Cocieru, sunt milioane de virus, iar SARS-CoV-2 e unul dintre ei cel mai recent, nu e foarte mortal. Problema e că se răspândește foarte ușor pe cale aeriană și nu doar din gură în gură, de la mâncat din aceeași linguriță la împărtășanie, dar și de la vorbit, de la cântat. Iată, sunt avertizați elevii și învățătorii să nu se facă lecții de muzică, pentru că atunci la cântat și la vorbit răspicați e mai mare riscul să se transmită. Eu nu port nici mască, nici mănuși și mă simt normal. Deocamdată, Andrei Cocieru, stai liniștit, vine și la tine, mai ales dacă ești în Republica Moldova sau România. Dacă ești în țări mai civilizate, s-ar putea să aștepți mai mult. Dar caut-o, caut-o cu lumânarea ca ai să o găsești. Eu n-am înțeles de ce basarabenii votează cu Dodon și după aceea îl înjură când va reuși să scape și basarabenii de Ciuma Roșie, de socialiștii lui Dodon, de comuniștii lui Voronin. Corneliu Florin, depinde de moldoveni și e posibil să depindă nu numai de ei, adică ei poate să fie ca și belarușii foarte hotărâți împotriva impostorului, dar alegerile să se fraudeze și lor să nu le pese, să nu se bage în birourile electorale, să nu se facă monitori, cum să zice, observatori la alegeri, să nu iasă la proteste. Și atunci impostorul Dodon să mai obțină un mandat, să mai obțină un mandat, să meargă pe calea Voronin sau Lukashenko sau Putler, pentru că tot îl are ca idol pe Vladimir Putin. Deci depinde și de noi, dar poate să depindă și de cei de sus. Dacă o să-i lăsăm, o să le dăm prea multă libertate. Maia Sandu o să câștige pentru că mulți proști au murit de la COVID, zice Albert Ilie și n-am înțeles logica. Maia Sandu va culege roadele proastei gestiuni a crizei sanitare de către guvernul Chicu și Igor Dodon în persoană. Dar nu pentru că foarte mulți oameni, 1000 de oameni au murit de la COVID. Și nu văd de ce ai numit proști pe oamenii cei care au murit de la COVID. Iată, au murit unii medici, au murit unii primari, au murit unii preoți. De ce să-i numești proști?
nu se va putea uni niciodată România cu Republica Moldova din cauza ciumei roșii, socialiștii lui Dodon, comuniștii lui Voronin și democrației lui Plahotniuc. Corneliu, nu sunt de acord. Iată, pe timpul lui Plahotniuc, vreau să amintesc la împlinirea centenarului, secolului, sutei de ani de când s-a votat unirea în sfatul țării, sau a avut loc Marea Unire deja din 1 decembrie, cu ocazia asta, în Republica Moldova, foarte mulți primari subordonați lui Plahotniuc și consilii locale cu majorități de ale lui Plahotniuc au semnat declarații de unire. Deci, unirea e foarte posibil să o facă două mafii de pe ambele maluri de Prut, două biserici hrăpărețe de pe ambele maluri de Prut ca să-și crească averile și influența. Eu mi-aș dori o unire civilizată între două jumătăți de nație românească, dar și cu participarea celor de altă etnie, de altă nație, ca să vrea să trăiască într-un stat unit cu mai puține cheltuieli, mai puține parlamente, mai puține guverne, mai puține diplomați. Știți cât costă o misiune diplomatică? Deci e posibil unirea să o facă oricine dacă o să existe interes sau dacă va exista destulă presiune socială. Germaniile s-au unit cu o guvernare comunistă, de exemplu, în Germania Democrată. Pentru că așa a vrut poporul și a dărâmat zidul de la Berlin. Există acest virus, dar nu este atât de grav precum se face propaganda la TV peste tot în lume. Părerea mea, am avut și eu câteva simptome, dar mi-am revenit. Sergiu 87, sper că nu te-ai dus pe la bunici, pe la vecini, pe la fosta învățătoare ca să o saluți pe la hram, pe la Paște, pe la alte sărbători, sindrofii, zile de naștere, când ai avut acele simptome, pentru că le-ai pus în pericol viața, mai ales celor din grupe de risc, da? Cu anumite boli sau de o anumită vârstă. Dar treaba ta, până la urmă, cu neamurile tale faci ce vrei. Olga zice, suntem din Moldova, soroca, te privim mereu, te apreciem și îi mulțumesc. Ai fost să vezi cel mai mare lagăr de concentrare din România, de la Lețcani, Iași, mă întreabă Corneliu, și nu știu despre ce lagăr de concentrare vorbește. Pentru că la Lețcani, Iași, n-a fost niciun lagăr de concentrare. Acolo se pare că a fost masacru după ce au băgat evreii din Iași în trenuri și i-au lăsat să moară acolo pe linie în soarele dogorător de iunie, iulie, ce... iunie, cred că era. Lagăre mari, ghetouri de evrei, au fost dincolo de Nistru. Îi urcau în trenuri, pe cine nu i-a lăsat să moară acolo la Lețcani, i-au trimis în Transnistria. Și romi, și evrei, și i-au ținut în lagărele cele. La Dubăsari, de exemplu, dincolo de Nistru, fix după Nistru, la Dubăsari, și i-au omorât pe mulți, sau au murit de boli, de foame, de tif și de alte infecții ce erau pe atunci, de frig. Dar poate nu știu ceva de la Lețcani. Nu, n-am fost. Dacă aș fi fost, aș fi știut de detalii. Doamne ferește să se unească România cu Republica Moldova, zice Piedone. Da, n-ar fi, Doamne ferește, nici dacă s-ar uni, nici dacă nu s-ar uni. Sper să ajungi primar de București într-o zi și să desfințezi bordurile la trecerile de pietoni sau la piste de biciclete. Primarii au boala bordurilor. Mulțumesc, Alex Popescu. Eu cred că poate să facă asta și Nicușor Dan și Florin Călinescu, deci să avem încredere în ei și eventual să-i votăm pe ăștia doi candidați din cei 18 care candidează la București. Și să facem presiuni asupra oricărui primar ales de alții ca să coboare bordurile, să oprească pragurile prin oraș, pentru că nu doar bicicliștii au de suferit, dar mai ales părinții cu cărucioare de copii sau persoanele cu scaun rulant, etc., etc.
Și Maia Sandu ce-a făcut? A pus oameni sub fuste la fete la examene? Camere sub fuste la fete la examene? Andrei Cocieru, hai să nu vorbim ca la țară sau ca în cartier. Au pus camere de supraveghere la BAC, dar erau deasupra tablei sus, în clasă, ca să nu se copieze, pentru că se copia în draci, nu reflectau notele de la BAC, adevăratele cunoștințe din sistemul de învățământ moldovenesc. Era foarte corupt sistemul de învățământ moldovenesc. Și a fost o inovație foarte bună să bagi camere de supraveghere în clasă ca să nu se copieze. Dacă nu știi, nu poți, nu iei BAC-ul și du-te la revedere, du-te la școală profesională. Nu neapărat să ai BAC și după aceea să intri la facultate, după aceea să te faci medic, de exemplu, sau inginer și să bagi oamenii în mormânt cu ignoranța ta. Pentru că taică-tu e brigadier, lider, nu știu ce, și-o cumpărat notele la BAC. În cazul în care România s-ar uni cu Republica Moldova, ar crește și infracționalitatea. Vezi, rachiții moldoveni și care ar putea să crească numărul jafurilor cu mână armată, zice Corneliu Florin, și cred că puțin știe despre Republica Moldova și are stereotipuri despre rachiții moldoveni. Cred că sunt destui mafioți interlopi și dincoace de Prut. Unii dintre ei ajung să facă afaceri oriunde în lume, în est, în vest, în Africa și pe unde vrei. Deci am avea o amestecare de pături și de tipuri sociale. Am avea și mafioți, am avea și oameni de treabă, am avea și artiști și oameni de știință și politicieni de tot felul. Iată, eu am făcut unirea, am trecut Prutul cu toată familia mea. Am aici doi frați, vreo patru verișoare, un văr pe la Cluj, am umplut România cu de-ai noștri și ne întoarcem acasă ori de câte ori vrem, cu dubla cetățenie ne permite. Albert Ilie precizează, eu n-am spus că toți cei care au murit sunt proști, eu am spus că mulți proști au murit și gata. Da, băi, bine. Dar îți dai seama câți proști au supraviețuit? Mai mulți, nu? Universitățile fac lecții online, dar copiii mai mici se duc la școală. Care e logica? Andrei Cocieru. Logica e complicată și sunt universități diferite. Unele vor face lecții online, altele vor face lecții în aule, în dependență de gradul de risc. Azi, iată, Ministerul Educației din România a făcut publică o hartă pestriță cu câteva puncte roșii, cu multe pete galbene, dar în mare parte România arată verde, pentru că acestea sunt trei scenarii după care va începe anul școlar peste o săptămână. Aici în România, la nivel gimnazial și liceal, școala începe pe 14 septembrie, iar la nivel universitar, școala începe abia pe 1 octombrie. În Republica Moldova, toți au început școala pe 1 septembrie, și am auzit că la universități, colegii, studiile se fac online pentru că în Republica Moldova lucrurile sunt grave. Dar iată, la ședința de Consiliu Local, mai alaltă ieri la mine în sat, am auzit că se redeschid cele două grădinițe, Andrieș și Prichindel de la Pepeni și Răzălăi. Asta e, viața merge înainte, ne asumăm riscuri graduale, în dependență de cât poate duce, cum am zis, sistemul medical. Deocamdată avem jumătate din locuri la terapie intensivă, la reanimare, libere. Deci ne permitem. Că nu putem să stăm închiși în casă tot anul până când se elaborează vaccinul. Eu m-am referit la nou spital mobil de la Lețcani și care arată ca un lagăr de concentrare. Știi, acest spital a fost făcut în colaborare între județele Iași și Neamț. Corneliu Florin. A, păi lasă-mă, te rog, cu metaforele astea. Lagăr de concentrare, spitalul mobil. Am auzit că era aici la București un spital mobil.
Și când au văzut că nu prea folosește, făcut de spital de campanie, din corturi, făcut de armată, și l-au dus la Constanța. După aceea au văzut că nici acolo n-a fost necesar, l-au dus la Suceava sau, cum zici tu, la Lețcani. Pentru că acolo aveți mai multe îmbolnăviri, ce să vă fac? Aveți moaște, nu? Iată, și mâine sărbătoare. Sunteți mai bisericoși, așa? Iată, culegeți și roadele. Unde a fost necesar, acolo au dus spitalul de campanie. Pentru că autoritățile până acum au băgat bani mai degrabă în biserici, mănăstiri, sindrofii și alte borduri. Trei straturi de borduri pune primarul de aici, din sectorul 6, de exemplu. Și n-au băgat bani în dotarea spitalelor. Acum culegem roadele. Aici, în România, o mulțime de fabrici, de uzine s-au închis. Multă lume a rămas fără serviciu. Nu știu cum e în Moldova, dar aici e nașpa rău. Și în România, și în România de Est, cum zice un coleg de-al meu, e nașpa nasol, dar nu se zice așa. Se zice uneori rusește sau moldovinește, e rău. Și asta depinde și de noi, dar mai ales de guvernanți. Eugen Trif din Germania, colegul meu verde, zice despre COVID: am prieteni în Germania care au restaurant și s-au infestat cu acest virus. La testare, din 5 persoane din aceeași familie, doar una era infectată. Toți acasă împreună și niciunul nu a mai contactat virusul. Mie îmi dă de gândit. Mie îmi dă de gândit despre responsabilitatea germanilor, care nici acasă nu se pupă cum se pupa în noștri, cum i-am filmat pe Piața Victoriei. Se întâlnea cu mătri, vecini, nu știu care, și se pupau pe toți obrajii, scotea masca și se pupa. Băi, mintitule, îi pui babii, viața în pericol. N-ai timp să o pup după aceea când o să fii vaccinat. Deci iată diferența între noi și germani. I-ați văzut pe nemți să se pupe așa cum ne pupăm noi? Deci da, trebuie să-ți dea de gândit despre schimbarea comportamentului nostru. Andrei Coceru zice că mă privește de mult și mă stimează. Mulțumesc, a fost o discuție interesantă, am mai mult de 60 de minute de când sunt în direct și iată, am monologat, dar interacționând cu voi, mulțumesc celor care ați comentat. Dacă n-a vrut nimeni să intre cu mine în direct, decât unul care era anonim și n-am avut încredere să-i dau link de acces. Iată, a fost o meditație solo, ca să zic așa, despre aproape milionul de bolnavi de COVID din întreaga lume. Eu cred că cel mai bine ar fi ca copiii să nu se ducă la școală din cauza COVID-19 și copiii să înceapă școală online. Știți, și dacă începe școală cu copiii, iar dacă vor fi depistați, se declară carantină. Da, Corneliu, dar ai auzit cât nedreptate e cu școala online, pentru că foarte mulți părinți nu-și permit. Ai auzit, a scris mai devreme o doamnă. Nu-și permit măști, câte 3 măști pe zi pentru cei 3 copii pe care trebuie să-i trimită la școală. Dar de unde să le ia la toți 3 tablete cu internet în casă? Sau de unde să le ia spațiu de educație simultan? Adică nu au câte o cameră pentru fiecare copil cu internet în fiecare cameră. Sunt unii părinți care locuiesc într-o garsonieră 5 oameni, de exemplu. Sau în sat, într-un bordei undeva unde nici curent electric n-au, sau apă curentă și se spală în lighean. Și voi vreți să-i băgați pe ăștia la educație online? Oamenii ăștia sunt condamnați să rămână analfabeți, cum erau și până acum foarte mulți, din motive de pauperitate, de sărăcie. Aici, în România, o mulțime de fabrici, de uzine s-au închis, multă lume a rămas fără serviciu, nu știu, am citit asta, e nașpa. Da, s-au terminat întrebările, comentariile, că întrebări nici nu prea au fost azi. Gabriel, nu îți dau să intri în direct pentru că nu văd să ai numele tău complet. Văd că ai o poză aici cu fata, dar te numești Gabriel Gabi și ăsta e nume de, cum îi zice, de troll. De regulă așa se numesc trollii. Ai câteva poze, pari persoană reală, ai 300 de prieteni, dar nu mi-inspiri încredere și oricum am vorbit deja prea mult.
ai avut ocazia să te exprimi în comentarii. Altă dată o să ceri asta la început și poate o să-ți dau acces în emisiune. Dar acum nu cred că mai am chef să comunic cu dumneata. Ai câștigat până la urmă procesul cu derbidei cei de la Universitatea Slavonă? Cristian Marin, nu! Dosarul s-a întors pentru a patra examinare la Curtea de Apel Chișinău și procesul e fixat pentru sfârșitul, reluarea procesului, pentru sfârșitul lui octombrie. Dacă voi fi acolo, voi merge la proces, la ședință, dacă nu, voi cere să examineze deja în lipsa mea, pentru că nu mai am nicio speranță că se va face dreptate. Doi din cei patru agresori au dat tortul popii și am rămas și cu pagubă și cu cheltuieli. Atâția ani, 9 ani, să merge în instanță de judecată, mi se pare umilitor. Mă gândesc să acționez statul în judecată în baza legii 87, îmi permite recuperarea prejudiciului cauzat de tergiversarea procesului și 9 ani pentru un proces penal e cam mult, nu-i așa? După care mă gândesc să mă adresez și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă nu-mi vor face dreptate în baza legii 87. Ce câștigă Moldova dacă vă uniți cu noi? Suntem săraci, mai bogați ca voi. A, deci Alex Popescu e chiar de dincoace de Prut, nu e basarabian, cum credeam eu. Suntem săraci, mai bogați ca voi. Da, ne putem compara cu sărăcia. Suntem la fel de săraci și de toleranți la corupție. Ce câștigă Moldova dacă se unește cu România? Va intra sub umbrela NATO. Asta e primul lucru. Și după care vom cheltui mai puțin pentru întreținerea statului. Probabil nu vom mai avea 33 de raioane, ci vom avea 3-4 județe și deci se va reduce numărul de funcționari de stat. Și vom avea buletine, pașapoarte românești, vom putea călători toată Europa și ne vom putea angaja oriunde, inclusiv în Marea Britanie. Este programul în care guvernul are, în care programul guvernul dă 200 de euro pentru cumpărarea unui calculator, precizează Corneliu Florin, dar nu știu despre ce vorbește. Se referea la programul cel la 201-19, nu m-a slămurit niciunul, nu știu despre ce e vorba și nici nu mă bag să comentez. Dragii mei și dragile mele, vă mulțumesc pentru participare. Vă dau întâlnire în zilele următoare. O să bag acuși un interviu interesant pe Curaj TV și pe canalul meu de YouTube cu un cetățean de la Cahul care a avut de suferit și încă mai are de suferit din cauza injustiției de la Comrat. Omul a suferit un accident în octombrie anul trecut cu un utilaj, cu un tractor care a ieșit din senin, i-a tăiat calea și nu avea mijloace luminoase de semnalare, de semnalizare. Și omul a suferit nu doar accident, și-a distrus mașina și a pus în pericol viața pasagerilor care era în mașină. Dar iată are și tristeța, revolta că nu se face justiție. Florin Gavrilov comentează, pentru apărare vom plăti mai mult dacă intrăm în NATO. Statul acum achită pentru apărare 0,04% din PIB. Iar statele NATO sunt obligate cel puțin 2%. Da, dar securitatea costă. Și împrumuturi impuse de FMI, zice Gabriel, probabil referindu-se tot la aderarea noastră la NATO și Uniunea Europeană. Republica Moldova și acum are relații cu Banca Mondială, cu FMI, cu Banca Europeană de Dezvoltare, dar fiind un stat aproape falit, nu prea are investiții și doar ce se scurge printre degete de la finanțatorii internaționali vin să ne salveze de faliment ca să nu ne mâncăm între noi, pe când dacă am intra împreună cu România în Uniunea Europeană și în NATO, am devenit mai atractiv pentru investiții, s-ar face infrastructură, drumuri ca în România și acolo în Republica Moldova, s-ar deschide poate
întreprinderi, industrie și acolo s-ar extinde, eu știu, Dacia, Ford, dincolo de Prut, pentru că avem brațe muncă, de muncă ieftine și calificate, industria IT s-ar rostogoli dincolo de Prut și n-ar trebui să emigreze IT-știi noștri să vină la Cluj, la Timișoara sau să se ducă în Silicon Valley. Și am avea toată lumea de câștigat din chestiunea asta. Hai că acum chiar că vă las, că n-are rost să o întindem prea mult. Noroc!